Încă un caz de boală a limbii albastre a fost confirmat în apropierea județului Suceava. Pe lângă Botoșani, astăzi a mai fost descoperit un caz primar în județul vecin Neamț. În momentul în care va mai apărea cel puțin unul, se va pune în discuție fenomenul de focar. Toate târgurile, oboarele de animale de pe teritoriul județului Suceava vor fi închise până pe 5 octombrie, având în vedere evoluția bolii limbii albastre la nivel național și restricțiile asupra mișcării animalelor. Asta a hotărât Centrul Local de Combatere a Bolilor Suceava, unitatea locală de decizie convocată în regim de urgență. Închiderea tuturor târgurilor oboarelor de animale de pe teritoriul județului Suceava, începând cu data de 9-9 până în data de 5 octombrie. Ceea ce înseamnă că celelalte activități din târguri, ca să ne înțelegem foarte clar cei care vor face monitorizare, deci se desfășoară normal, vânzarea de cereale, celelalte lucruri, deci fără nicio problemă, da, se desfășoară. Doar acea zonă care este destinată comerțului cu animale. Se interzice mutarea stânilor sau a altor tipuri de adăposturi pentru animale pe alte amplasamente, aspect asupra căruia primarii tuturor unităților administrativ-teritoriale de la nivelul județului vor înștiința președinții asociațiilor de proprietari de animale, proprietari de stâni sau altor tipuri de adăposturi pentru animale. Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, Inspectoratele Județene de Poliție și Jandarmi, dar și primarii unităților administrativ-teritoriale, vor efectua controle în toate târgurile și oboarele de pe teritoriul județului Suceava. Unde va fi cazul, se vor aplica și sancțiuni contravenționale. O să gândim o monitorizare pe aceste zile unde avem târguri, și pe cele autorizate și neautorizate, să vedem exact împreună cu Inspectoratul de Poliție, cu jandarmii, unde este nevoie să fiți prezenți cu medicii veterinari. La final de fiecare săptămână vedem exact ce se întâmplă. Vreau un accent deosebit pe zona Botoșani, să avem și în trafic, domnul inspector șef, pe lângă ziua de târg, să vedem și mișcarea de animale, trebuie să avem foarte mare atenție. Spuneți-mi la punctul de frontieră, care e situația cu intrarea în țară pe această zonă de animale vii? La punctul de frontieră Siret nu intră animale. Nu avem... Intră de obicei prin punctul de frontieră din județul Iași. Și da. Vreau să mai fac o completare, că am uitat. Animale se pot mișca numai spre abatorizare imediată. Deci aici nu sunt restricții, dar deci animale pot fi dirijate către abatorizare, cu mijloace de transport corespunzătoare, dezinsectate, cu documente ce atestă starea de sănătate a animalului, și animalul trebuie sacrificat în cel mult 48 de ore, după un examen clinic în prealabil. Boala limbii albastre, cunoscută și sub numele de febra catarală, este o boală infecțioasă acută de natură virală ce afectează în principal oile și mai puțin bovinele și caprinele. Boala limbii albastre este o boală care nu a mai evoluat niciodată pe teritoriul României. Este o boală ce afectează în principal oile, vacile și caprinele. Este o boală de natură virală și animalele sunt afectate în deosebi prin deprecierea lor din punct de vedere productiv. Importanța economică a bolii este deosebită din cauza pierderilor mari pe care le produce. Mortalitate și malformații ale fetușilor, căderea lânii, incapacitatea economico-productivă a oilor și mieilor, precum și cheltuieli cu imunizări și restricții sanitar-veterinare.